Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Astăzi vreau să pictăm ceva tot de iarnă și anume un om de zăpadă care pune steluța la un brăduț. Deci, practic e o picturică de iarnă, dar și o picturică de Crăciun. Pentru că vine Crăciunul, mai este cam o săptămână, de fapt mai este fix o săptămână, azi fiind miercuri. Miercuri înainte de Crăciun și peste o săptămână fix este Crăciunul și nu vine să cred cum a trecut anul. Așa, în altă ordine de idei, voi picta pe un carton pânzat de dimensiune 20x20, voi folosi culori acrilice și le voi dilua cu apă. Sper să vă placă picturica de astăzi, dacă da, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări, dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou, eu postez o picturică cam o zi, da, o zi, nu, și de asemenea, dacă vă place cum a ieșit picturica de astăzi, apăsați și butonașul de like și distribuiți, mă ajută enorm de mult și am nevoie de susținerea voastră și mă bucur foarte mult când primesc susținerea voastră și comentariile voastre și, în general, toată susținerea voastră prin orice fel de metod ar fi ea. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos sau pe Instagram, Facebook, o să vă las link-urile în descriere, unde puteți să-mi trimiteți pozici cu picturelele voastre. Bun. La fundal am folosit un maro deschis, un alb și un pic de galben, un galben muștar. Am început prin a face în centru cu alb o zonă, iar apoi, ca un degradé așa, am început să adaug cât un pic, cât un pic, cât un pic de maro spre colțul, spre exterior, creând un fel de efect de vinietă. Acest efect de vinietă, ce scop are el, pur și simplu, având colțurile mai închise decât centru, focalizează privirea privitorului, să zic așa, în punctul cel mai luminos. Ne focalizează privirea spre centru, unde se întâmplă acțiunea, unde se întâmplă să găsim subiectul acestei picturele, adică omul de zăpadă și cu brăduțul, care pune steaua. Așa. Folosind culori acrilice, ne mișcăm destul de repede când vrem să facem degradeul, pentru că ele se întăresc relativ repede și poate ca începător o să aveți un pic de dificultate în a vă ieși un degrade smooth așa, pentru că nu veți avea experiența necesară ca să puteți să vă mișcați cât de cât repede și să știți exact câtă vopsie să aveți pe pensulă ca să nu fie foarte multă, dar nici să rămâneți fără ea. În schimb, nici nu pot să vă învăț eu treaba asta, aceste lucruri sunt pur și simplu, le veți învăța cu timpul, din practică. Exact cum veți învăța câtă apă să puneți în pensulă, în funcție vreți să faceți. La fel, nu pot să vă spun, băgați pensula, țineți-o o secundă, apoi stoceți-o să aveți un gram de apă, că nu am dus nicio câte grame de apă sunt. Trebuie pur și simplu, prin practică, prin exercițiu, o să vă dați voi seama singurei niște chestii. Sunt chestii care nu pot fi învățate, sunt chestii care se pot fi descoperite, să zic așa, doar prin practică. Am dat cu alb în partea de jos, am lăsat un pic să usuce și apoi am luat un alt alb curat și am venit peste el și creez o zonă de zăpadă. Încerc să nu acopăr uniform ca să fie un pic de textură, să nu fie plat, să se vadă cumva și prin, că erau niște zone mai închise, să rămână vizibile, ca și cum ar fi niște pământ undeva pe acolo pe sub zăpadă, ar fi zone de zăpadă mai subțirică și s-ar vedea cumva pământul. Cam asta e ideea. Folosim un pic de maro cu un pic de negru și cu o pensulă liner, o pensulă subțirică, facem brăduțul. Ca să putem să trasăm liniuțe subțirele, în afară de pensula liner, avem nevoie și de un pic mai multă apă decât de obicei când amestecăm vopseaua. Acum mai trasăm niște liniuțe cât putem de subțirele pe trunchiul brăduțului nostru, zic așa, chiar dacă este foarte subtire, asta e și ideea, am încercat să creez așa un brăduț skinny și mai de capul lui, așa mai amărât, cu câteva crenguțe, doar cu câtva verde, puțin verde. N-am vrut să fac un brad foarte bogat. Dacă vreți să vedeți cum să fac brăduți bogați, am și alte picturele cu o grămadă de brăduți bogați și încărcați și toate cele. Acesta e un brăduț mai amărât. Apoi cu verde și cu galben voi și amestec mai întâi verde cu maro și voi face zonele de mai închise de cetină,
iar apoi peste voi combina verde cu galben să fac o zonă mai deschisă și apoi voi pune alb pe zonele unde vreau să fie zăpadă. Pentru că vreau să am și zone cu zăpadă pe crenguțele mele de brad. De notificat este când puneți zăpada să lăsați să se usuce permanent, definitiv, verdele crenguțelor, să nu rămână verde umed, pentru că o să vă murdăresc, o să fie un alb verzulin, așa, și o să vă strice zăpada. După ce ați făcut crenguțele, ați făcut verde, după aceea ați dat cu verde mai deschis, cu galben, ca să faceți o zonă mai deschisă de cetină, și apoi stați un pic să se usuce, până devine mată suprafața, și abia apoi veniți cu zăpada. Este o pictorică foarte simplă, pentru începători, indiferent de vârsta pe care o aveți, o puteți încerca și puteți spune în comentarii sau pe Facebook. Vă aștept comentariile, vă aștept pozițiile pe această picturică. Este o picturică foarte ușor de făcut, care poate să ne înfrumuseteze orice parte a casei, o putem agăța pe orice fel de perete și de ce să dăm o grămadă de bani pe niște lucrări care puteți să ne facem singuri și în același timp ne putem și recrea foarte, foarte mult, pentru că pictura ne oferă o recreere incredibilă pentru cei care n-au încercat sau cei care au încercat, nu știu și respectiv știu. Orice act creativ, orice chestie care o facem și are legătură cu arta și creația, se conectează la un potențial de-al nostru de creativitate foarte mare pe care noi îl ținem în ziua de azi, de nefericire, mare parte de noi nefolosit. Și nu știm că dacă am face lucruri creative, dacă ne-am lăsat timp să fiecare unde îi place, în domeniul artelor să activăm un pic, că e pictură, că e muzică, că e olărit, că e, nu știu, sculptură, că vrem să facem dintr-un bețigaș cu briceag o statuetă micuță, ceva, nu știu, o chestie simplă, vrem să, pur și simplu, să creștăm un băț, e ceva creativ și ne relaxează, ne oferă foarte multă relaxare psihicului nostru. Așa că dacă căutați să vă și relaxați, încercați să vă și relaxați, pictura este un mediu grozav pentru acest lucru. Și v-am spus, nu vă trebuie talent, nu vă trebuie o vârstă anume, puteți picta la orice vârstă, indiferent de experiență și indiferent de, în ghilimele, talentul pe care îl aveți sau nu l-aveți. Eu sunt mai puțin așa de o crezare talentului, mai mult cred în faptul că pictura este o abilitate pe care o putem învăța cu toții și în funcție de cât suntem de pasionați în ea, o putem duce la un nivel sau la altul. Dar de pictat, de desenat, putem învăța cu toții. Asta este crezarea mea. Eu nu am știut să pictez, n-am urmat nicio școală de pictură și până urmă cu 3 ani am început pur și simplu să învăț să pictez, cum probabil faceți și mulți dintre voi, cu tutoriale de pe YouTube, ne știind exact ce se întâmplă, că nu găseam decât în engleză. Engleza mea nu era cea mai fantastică, mai ales în termenii specifici din pictură care nu mi cunoșteam neapărat, dar am încercat, am învățat, am dat de foarte multe ori greș și după 3 ani, iată mă aici, am progresat oricum până la acest nivel și cu siguranță continuu să pictez, voi continua să progresez. Așa, am ajuns la omul de zăpadă și mai întâi am făcut 3 cerculețe, nu sunt neapărat cerculețe, forme oarecum rotunde, iar apoi cu negru și cu alb am făcut un gri și creăm niște zone de umbră ca să arătăm că de fapt nu sunt 3 cercuri, sunt 3 sfere, dăm volum picturicii noastre, dăm adâncime, contează foarte mult să putem să redăm acest lucru prin folosirea tonurilor deschise, medii și închise în orice fel de porțiune pe care o pictăm. Aici am ales cumva zona de lumină, partea din stânga, partea de unde este și acolo centrul acela luminos al paginii. De acolo lovește lumina. Zonele acelea unde un bulgăre atinge pe celălalt sunt zone unde va fi mai multă umbră. Zona din spate va fi umbrită și un pic în spatele omului de zăpadă, efectiv, va fi umbră. Este la fel tonul pe care să-l folosiți. Îl veți putea învăța, îl veți putea descoperi voi înșivă, nu fie frică să experimentați, să greșiți, pentru că din greșeală se învață, din greșeli multe, 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 am învățat și învăț și eu în continuare
Și da, aici am un pic de alb, alb pur și pun la marginea, la baza copăcelului nostru. Am făcut un gri mai închis pentru zonele de umbră mai închisă. Ideea este că punem straturile de umbră, umbrim în straturi. Pictura o facem în straturi. Așteptăm să usuce un strat ca anterior și pe ce s-a uscat putem veni și putem adăuga alt strat. Atunci când nu vrem să facem un degrade, când vrem pur și simplu să conferim adâncime. Dacă vreți să facem un degrade, trebuie să ne mișcăm repede și să nu se usuce stratul anterior. Așa. Și acum avem de făcut zăpada de pe crenguțe și detalii la omul de zăpadă. Mai întâi punem acel gri pe care totul avem pe paletă ca zonă de zăpadă mai închisă, mai umbrită și peste el o să venim cu un alb pur și o să creăm zăpada aceea cu highlight pe ea. Iar apoi mai avem de făcut nasul, gurița, ochii și mânuțele omului nostru de zăpadă. Este o picturică simplă și drăguță, din punctul meu de vedere. Cam atât am putut să vă spun astăzi. Ce mai e restul de făcut sunt chestii care se explică singure, mânuțele sunt chestii simple, nu e nevoie neapărat să vă explic ce fac, pur și simplu sunt niște liniuțe care pleacă de la omul de zăpadă și merg spre brăduț și zăpada care o punem pe crenguțe este pur și simplu alb pur. Sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi. Nu uitați să vă abonați în caz de n-ați făcut-o, să apăsați clopoțelul de notificări și de asemenea să apăsați butonașul de like și să distribuiți. Mă ajută enorm, enorm, enorm de mult să ajung la cât mai mulți dintre voi și de ce nu pe cât mai mulți dintre voi să-i ajut să înceapă să încerce să picteze. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos sau pe Facebook, o să vă las linkul în descriere. Intrați și pe Facebook, dați un like la Facebook ca să mă urmăriți și acolo, să-mi urmăriți postările, dacă acest lucru doriți. Și de asemenea, am și un Instagram, tot în descriere. Să aveți o zi minunată, o săptămână minunată, mai o săptămână până la Crăciun. În toate magazinele, peste tot este o nebunie, dar așa este, ne trebuie sărbători, ne pregătim. Să aveți o săptămână cât mai relaxantă, cât se poate în condițiile de față și o să ne reauzim și o să ne revedem data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!